Din păcate, din noaptea de Revelion nu au lipsit nici evenimentele nefericite. Un incendiu violent a izbucnit în Lunca Ilvei, județul Bistrița Năsăud, în prag de anul nou. Două case și un magazin alimentar din comună au fost cuprinse de flăcări puternice. Focul a pornit de la o casă și s-a extins rapid, deși mai mulți voluntari au sărit în ajutor pentru a-l stinge. Patru persoane au suferit atacuri de panică. Incendiul s-a produs în localitatea Lunca Ilvei din județul Bistrița Năsăud. Primii care au simțit mirosul puternic de fum au fost vecinii, care au ieșit speriați afară pentru a vedea ce s-a întâmplat. În momentul în care au văzut locuința cuprinsă de foc, aceștia au sunat imediat la 112, iar până la sosirea salvatorilor, oamenii din zonă nu au stat deloc. Fiecare a încercat cum a putut să intervină pentru a ține incendiul sub control. Flăcările s-au extins și au cuprins și mansardele altor două clădiri alăturate. Patru persoane au suferit atacuri de panică, iar paramedicii de la ambulanță le-au oferit asistență medicală. Mai multe echipaje de pompieri militari și voluntari s-au luptat cu flăcările câteva ore. Pe lângă pompieri militari și voluntari, peste 100 de localnici, inclusiv pompieri aflați în timpul liber, s-au mobilizat pentru sprijinirea intervenției. În total au ars 800 de metri pătrați de construcție. Incendiul, spun pompierii, a pornit de la un coș de fum deteriorat.